tot ceea ce face DNA-ul în ultima perioadă devine așa limpede ca lumina zilei, că face justiție selectivă și că DNA-ul a devenit un jalnic instrument politic. Nu mai am niciun fel de îndoială. Problema este următoarea. Din ce în ce mai mulți români văd lucrul ăsta. Această chestiune este foarte gravă pentru că, sigur, îi aduce la pierderea încrederii într-o instituție fundamentală care este justiția. DNA-ul face extrem de mult rău și justiției și percepției pe care o au românii și, bineînțeles, face rău foarte mult și asupra imaginii pe care noi o proiectăm în străinătate.